Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi ca invitat este domnul profesor universitar Victor Iliescu și vom vorbi despre René Guénon și despre cartea sa Domnia cantității și semnele vremurilor, o carte publicată în colecția Filosofia Perennis, o colecție foarte frumoasă în care au apărut multe titluri ale lui René Guénon, în traducerea domnului profesor Teodoru Ghiondea. Iată o carte importantă și mă gândesc că la 77 de ani de la publicarea ei la sfârșitul anului 1945, ea de altfel a fost scrisă în 1942, încă este o carte de actualitate și cam toate, venea să spun așa, dar cu ghilimelele de rigoare, ca să nu înțeleagă cititorii altceva, toate previziunile sau toate profețiile pe care René Guénon le-a făcut cu privire la critica și la criza lumii moderne, s-au împlinit. Iată, trăim vremuri extrem de tulburi în care, cum spune de altfel și titlul cărții, Domnia cantității și semnele vremurilor, trăim într-o lume a consumerismului, trăim într-o lume în care nu se mai pune accentul pe ceea ce înseamnă tradiție și mai ales tradiția primordială, într-o lume a materialismului și, de ce nu, până la urmă, este un soi de triumf al individualismului. Domnule profesor. Da, într-adevăr, Guénon spunea spre sfârșitul cărții, care trebuie spus este o lucrare scrisă în timpul războiului, carte publicată în 1946, și este considerată, inclusiv de Guénon, ca o continuare doctrinară a unui alt volum, Criza lumii moderne. Deci aici se apleacă mai mult asupra, să spun așa, principiilor care guvernează o astfel de transformare. Spre sfârșitul cărții, cum începusem să spun, chiar spune că se arată semnele precursoare ale contrainițierii, ale căderii totale în materialism. Dacă în 1946 Guénon vedea semnele precursoare, mă întreb ce ar fi văzut în ziua de astăzi. Pentru că și cei care nu au o legătură prea mare cu scrierile lui Guénon sau altele asemenea, pot da seama foarte ușor uitându-se la televizor, citind un ziar sau uitându-se pur și simplu pe stradă. Din acest punct de vedere, Guénon rămâne actual, din păcate, aș spune eu, în ceea ce privește acest volum, pentru că sunt și alte volume care descrie o cale, să spunem, către realizarea întregului potențial uman, ceea ce, sigur, ar fi de dorit pentru fiecare dintre noi. Dar această carte este, din păcate, cum spuneam, în actualitate. Cartea este, ca toate scrierile lui René Guénon, densă, cu foarte multe trimiteri și referiri la texte orientale cu precădere, dar și din creștinismul apusean. Pentru că Guénon, după ce a părăsit Franța și s-a stabilit la Cairo în 1930, începe să se apropie întâi de doctrinele mistice ale islamului și devine sufi într-o tarică condusă de viitorul său socru. Apoi face un pas mai departe și, ca să zic așa, în spațiu. Sigur, ordinea nu e strict cronologică, pentru că el din Franța a început studiul doctrinelor hinduse, dar face un pas către India și apoi ajunge în China, ca să zic așa, păstrând în continuare bagajul, spunem, de esență, de factură creștină. Din acest punct de vedere, trimiterile lui sunt foarte dense, necesită o cultură destul de vastă sau o aplecare către studiu a cititorilor pentru a putea înțelege pe deplin ce vrea să ne transmită Guénon. Și ca să fac o mică paranteză, n-ar fi primul care are dreptate aplecându-se către textele sacre ale altor culturi și religii. Poate mai puțin cunoscută este problema
părinților fizicii cuantice, care aproape toți au ajuns la scrierile vedice. Au considerat că acestea reprezintă o descriere foarte bună a lumii cuantice. Deci se pare că nu suntem noi chiar cei mai răsăriți exponențe ai rasei umane, abia ce a ajuns în secolul 20 și 21. Lucrurile sunt mai nuanțate și e bine să vedem și aceste lucruri. Atunci, cine dorește să înțeleagă pe deplin ce vrea genul să le transmită, trebuie să fie cu deschidere către studiu. De altfel și volumul acesta debutează cu niște elemente legate de spațiu și timp, încearcă să demonstreze imposibilitatea materialității spațiului și timpului, pentru că apoi să treacă și să discute pseudomaterialitatea lumii sub toate aspectele ei, ajungând până la social, la psihologie și așa mai departe, și arătând, zic eu, destul de clar că materialitatea aceasta, deși împinsă aproape la extrem în ziua de astăzi, nu poate să dea răspuns la toate problemele științifice și sociale, că ea se îndreaptă către un inevitabil sfârșit, problema fiind doar aceea că sfârșiturile de acest fel pot să genereze și cataclisme sociale. Deci nu este un sfârșit bun. Dar ne-am săturat de chestiunea asta, ne-am dat seama că nu este așa și atunci renunțăm și mergem mai departe. Astfel de treceri, de tranziții pot provoca traume sociale importante, deci cum sociale și nu individuale, pentru că e vorba de afectarea un număr extrem de mare, poate toată populația. În rest, el descrie foarte, foarte exact toate aceste elemente, face trimite și din practicile lui spirituale, pentru că poate ar trebui să spunem, dezvoltarea spirituală e mai simplă decât pare. Metodele sunt la îndemâna fiecăruia. Este un secret ascuns în viața publică. Poate tocmai de-aia lumea nu acceptă că e așa de simplu. Și toată lumea se gândește, e pentru cei puțin chemați, nu putem să facem noi acest lucru. Nu, poate nu ajungem tot la rezultate, dar e bine să încercăm. Iar el descrie toate aceste elemente din perspectiva unui trăitor. Eu sunt convins că asta este sigur. El este absolvent de studii filozofice cu o licență despre Leibniz și despre calculul infinitesimal. Deci către partea de științe exacte se îndreaptă această filozofie a lui. Dar el este un practicant. Și atunci poate de-aia anumite scrieri sau marea lor majoritate au fost criticate de teoreticieni, să spun. Fiindcă el, ca trăitor, spunea ce se întâmplă în mod clar, ceea ce vedea, ceea ce înțelegea din aceste stări. Și dintr-un punct de vedere, și sunt convins că vorbim cu domnul Gândea, că ați făcut o imagine mai bună, cât de rafinate sunt etapele posibile ale dezvoltării spirituale, iar în practica sufii, acestea sunt extrem de fin descrise și ierarhizate. Sigur, pentru cel care este doar o viețuitoare pe această planetă, este imposibil să discearnă și să vadă dacă cineva este un om pe deplin realizat sau este chiar pornit în ascensiunea spirituală, pentru că fizic sunt în același loc. Partea care nu se vede nu poate fi de înțeleasă decât de cel care practică o metodă. Deci, din punctul ăsta de vedere, Pierona a avut parte de, să spunem, o activitate care să-i permită să înțeleagă pe deplin. De fapt, a căutat. El a fost inițiat în aproape toate curentele ezoterice existente în Europa la acel timp. Și toate, la
nu l-au mulțumit, le-a considerat forme golite de conținut. Abia apoi când a găsit niște metode încă active, a zis, da, astea sunt și s-a apucat de treabă, ca să spun așa. Există unele elemente care ne îndreptăte să credem că la un moment dat a avut contact chiar cu isihasmul. Întâlnit un călugăr practicant al rugăciunii inimii și a zis, da, și aceasta este o metodă valabilă. El, prin scrierile lui, arătând că, de fapt, monoteismul este general valabil și diferențierile sunt doar de înțelegere, de ritualizare, nu de esență. Și atunci pe el nu îl deranja să studieze și să îmbrățișeze o doctrină islamică, hindusă, creștină, toate fiind cumva niște metode echivalente. Chiar dacă venea dintr-un mediu catolic, lui nu era străin de altfel creștinismul sau forma mistica creștinismului răsăritean ortodox, și anume isihasmul pe care l-ați menționat puțin mai devreme. Și vreau să vă întreb, ce înseamnă în accepțiunea lui René Guénot, și iată cum ne povestește el în cartea Domnia Cantității și Semnele Vremurilor, un sfârșit al unui ciclu de umanitate? Normal că nu ne erijăm în viitorologi sau să facem predicții sau previziuni, dar ne întrebăm, bineînțeles, ce ar urma după perioada aceasta, cum spuneam la începutul discuției noastre, triumful acesta al individualismului și al materialismului, ce ar putea să urmeze, repet, făcând referire, pornind de la hinduism, făcând referire la acest sfârșit de ciclu de umanitate. Da, hinduismul vorbește despre Manvantara, despre ciclurile cosmice, de altfel nu sunt singuri și Maya și aveau aceste cicluri cosmice bine puse la punct. Toată nebunia care a fost în jurul anului 2000, că vine sfârșitul lumii, că așa a fost prezis de Maya și de fapt Maya și erau foarte clari în ce spuneau, n-au zis că este sfârșitul lumii, este sfârșitul timpului. Era un sfârșit de ciclu în jurul anului 2000. Așa îl văd și alte culturi. Semn că ceva îi leagă. Numai ca să fie cumva mai ușor de înțeles, dacă, mă rog, putem spune așa ceva despre Guénot, ar trebui plecat de la următoarea idee pe care ne-o prezintă el de la început. El spune, totul tinde către solidificare, către cantitate. Calitatea ca atare nu mai contează. Individul este redus la un număr, unul dintre cei mulți. Lucru care este fals, pentru că fiecare are niște calități, nu toți avem aceleași calități, nu toți putem face aceleași meserii, nu toți suntem buni la orice. Cu toate acestea, cu civilizația occidentală, cu precădere, apasă totul în jos. El spune, e mai simplu să nivelezi nelăsând calitățile să răsară decât să-i tragi pe toți în sus. Și aduce la numitorul comun, cel mai mic, îi aduce într-o stare, să spunem, semi-amor. În același timp, și bineînțeles, de aici goana către eu, al meu, etc., către individualismul de care vorbeam. În același timp, Guénot face aceeași paralelă cu corpurile materiale și pentru ceea ce se întâmplă în această etapă. Și spune așa, dacă pătrundem într-un corp, nouă ni se pare solid și începem să-l studiem, să mergem din ce în ce mai adânc. Până la urmă, spune el, ajungem la o pulbere atomică. De fapt, nici măcar aia, pentru că dacă intrăm mai departe, ajungem la particule subatomice, care în final se dezintegrează, ca să spun așa, în energie. Particula apărând doar atunci când vrem noi să o observăm. Cum bine spun fizicienii cuantici, și aici ar fi mult de discutat, poate chiar o emisiune întreagă, ca să încercăm să luăm în urmă. Deci, practic, când intrăm în acest corp solid, din ce în ce mai adânc, la un moment dat dispare. Dincolo și de faptul că fiecare element are anumite calități, deci nu poți să vorbești numai de materialitate, de număr. Trebuie să ții seama și de calități. Și Guénot spune același lucru despre societate și despre ciclu.
lumea se solidifică în sensul de materialitate. Materialitatea cea mai grosieră posibil, care acționează inclusiv la nivelul psihicului individului, care conduce de la inițiere la pseudo-inițiere și chiar contra-inițiere. Și le explică pe rând, dacă vreți, ne putem apleca și noi asupra lor. În același timp, de la o societate tradițională, scrisă cu majusculă, legată cu tradiția primordială, se ajunge la o societate antitradițională, care este expresia materialismului integral și care, așa cum am spus adineauri, nu poate fi absolută această materialitate, se ajunge la contra-tradițional, despre care Ghenon spunea că în 46 se văd semnele precursoare. Acum s-a ajuns la o formă extrem de solidificată și a contra-tradiționalului, care nu e altceva decât o contrafacere a ideii tradiționale, o maimuțăreală, cum spune Ghenon într-un loc, a ceea ce înseamnă tradiție și inițiere, ajungându-se chiar la o spiritualitate fetos ca punct de triumf al contra-tradiționalului. Adică, spune Ghenon, Satan este ridicat la nivelul lui Dumnezeu, împărțim cu el domnia asupra lumii, sigur există curente religioase care merg pe această idee de luptă între bine și rău, deci le pun pe picior de egalitate. Și de aici ideea care poate prinde la nivelul unor populații amortizate, reduse la starea de viețuitoare, cărora li s-au luat idealurile, li s-au distrus aspirațiile și care se simt chiar bine să fie toți la fel și cei care nu sunt la fel eventual sunt eliminați. Și atunci spune Ghenon la un moment dat că multe persoane cred în mod greșit în ideea a două principii, binele și răul, care se luptă continuu unul împotriva celuilalt. Și că ideea este greșită pentru că îl pune pe Satan pe picior de egalitate cu Dumnezeu, cum spunea. Iar această concepție revine la a afirma o dualitate principială și radical ireductibilă. Adică astea sunt elementele de plecare, n-ai cum să le separi. Și asta înseamnă a nega unitatea supremă, dincolo de care dispar opozițiile, antagonismele, ori el militează tot timpul și explică că această unitate supremă este dată și omului care căderea din paradis chiar poate fi privită ca o pierdere a acestei unități, o separare în cel puțin două principii. Și atunci Ghenon spune în final că, riguros vorbind, sfârșitul unei lumi nu e niciodată și nu poate fi altceva decât sfârșitul unei iluzii. Această iluzie în care trăim în sensul că materia, bunurile sunt singurele care contează. Dar acest sfârșit de iluzie nu vine fără traume, cred eu. E foarte greu ca după ce zeci de generații ai mers în această direcție, brusc să spui, ne-am înșelat, ne pare rău, iată că de fapt e altă. Și vedem în toată istoria științei ce se întâmplă când apare o nouă teorie mai generală care o infirmă pe cea veche. Gândiți-vă cât de greu au penetrat anumite idei. Nu vorbesc de, eu știu, mișcarea Pământului în jurul Soarelui, pentru care s-a murit Părug, dar și de alte teorii mai recente și mai scăpate de această problemă a sfârșitului tragic în cazul în care o susțin. Și atunci, din păcate, nu cred că se poate trece așa de ușor. Pe de altă parte, dacă lumea începe să fie conștientă de niște elemente, dacă încep să aibă contact cu astfel de scrieri, dacă încep să-și dea seama că lumea nu e numai materie, s-ar putea atenua un pic acest șoc. Ceea ce sigur n-ar fi rău să se întâmple, pentru că orice tranziție de acest punct de vedere este dramatică. Ca să spun așa, știința ne arată nenumărate exemple.
dincolo de problema socială. Aș vrea să comentăm pe scurt, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, următoarea afirmație pe care am găsit-o pe coperta 4 a cărții Domnia Cantității și Semnele Vremurilor. Nu este cu putință să gândim cantitatea separată de calitate. Iar prezența oricărui dram de calitate în absolut orice este marca principiului, principiu cu majusculă, care se află chiar și în cele mai îndepărtate stadii ale manifestării. Acest lucru face cu putință redresarea, însă trecerea într-un nou ciclu evolutiv se va putea face doar în ultimul stadiu al degradării, atunci când cantitatea extremă va trebui să facă loc calității pentru un nou început. Și mă gândesc, îmi vine în minte, și am mai discutat asta, îmi vine în minte celebra zicală a lui André Malraux, care spune că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Deci după sfârșitul de ciclu evolutiv al umanității, și iată, trăind în aceste vremuri atât de tulburi și cu accente atât de, să le spunem, mercantile și materialiste, mă gândesc că automat ar începe un nou ciclu evolutiv al umanității, axat pe mai mult pe partea spirituală. Da, este posibil. O explicație mai amplă o dă tot Ghenon, după mine, în altă lucrare, Autoritate spirituală și putere temporală, în care vorbește despre separarea autorității spirituale. De fapt, puterea temporală s-a separat de autoritatea spirituală. El vorbește despre cei care cunosc principiile și cei care cunosc aplicațiile contingente, deci care au doar aplicații pe care le utilizează fără să cunoască principiul. Și problema este atunci când începi să te joci doar cu aplicațiile, fără să mai știi din ce principiu izvoră și căror reguli trebuie să li se supună, se ajunge unde se ajunge. Pentru că puterea temporală era reprezentată de rege, ca să vorbim mai pe scurt, regele a fost detronat după aceea de burghezie, burghezia de muncitori și așa mai departe. Deci degenerescența continuă. Și tot acolo, dacă nu mă înșel, Ghenon spune că este posibilă redresare. Dar această redresare se poate face fie regăsind un pol al tradiției primordiale pentru a te reconecta la autoritatea spirituală, lucru care nu este foarte simplu, pentru că a apărut pe fondul acesta al degenerescenței tot felul de pseudo-inițiați, de pseudo-spirituali și așa mai departe, pseudo-profeți. În plus, cei veritabili nu fac paradă de ceea ce sunt și ceea ce știu, deci sunt mai greu vizibili. Sau a doua metodă, parcurgerea căii inverse, plecând de la aplicații și urcând către principii, variantă care e mai grea, dar care, Ghenon spune, dă rezultate și dădea ca exemplu doi mari profeți, să le spun așa, Iisus și Buddha, ambii proveniți din casta regală, nu din cea sacerdotală. Și el spune, dacă acești oameni proveniți din casta care tradițional utiliza aplicațiile principiului, au reușit să parcurgă drumul invers și să ajungă la stadiul de dezvoltare la care au ajuns, atunci este posibilă refacerea drumului și din sensul ăsta. Și revenind, se poate redresa umanitatea, pe de altă parte, din punct de vedere pur profan, dacă ești în fundul gropii mai jos, n-ai unde să mergi. Deci orice idee e bună. Atunci, după ce ai ajuns la pământ cu totul praf în jurul tău și cu totul dezintegrându-se, pentru că
contra tradiția, spune tot genul în Domnia Cantității, duce către o disoluție în final. Așa cum noi, pătrunzând în materie, constatăm că nu mai e materie, nu mai e nimic. Sigur, există energie, dar pe aia nu o ai la îndemâna simțurilor, fiindcă și asta e una din caracteristicile a ceea ce se întâmplă. Lumea nu mai crede decât în ceea ce îi transmite simțurile. Nimic transcendent nu mai poate pătrunde în mintea lor. Și atunci, în momentul în care apare această disoluție, evident că lumea va căuta, măcar parțial, o soluție. Și această ratașare la tradiția primordială este cea mai benefică și cea mai bună ca rezultat în timp. Și Genon vorbește foarte mult despre faptul că în trecut orice activitate avea un caracter sacru, era plină de simboluri și că toate proveneau din tradiție, deci orice activitate umană are un caracter sacru până la urmă. Deci nu trebuie să-l negăm, nu trebuie să ne speriem. Toată cultura țăranului român este plină de astăzi de simboluri. Este fabulos ce poți afla dacă studiezi în detaliu de ce țăranul român făcea anumite lucruri într-un anume fel și care este legătura cu sacralitatea. Deci până la urmă vom regăsi această chestiune și ajungem și la o altă chestiune pe care Genon o amintește, faptul că unii văd epoca de aur în trecut și din epoca de aur am tot decăzut, ajungând în starea aceasta aproape fără speranță, iar alții spun nu, epoca de aur din viitor. După ce ne vom redresa din această stare în care am căzut. Adică există speranțe, dar câți cititori are Genon în ziua de azi? Din păcate. Noi sperăm cât mai mulți și mai ales după materialele video pe care le-am făcut și cu dumneavoastră și cu domnul profesor Ghiondea și cu domnul profesor Zecheru. Dragii noștri, a fost alături de noi domnul profesor universitar Victor Iliescu și am vorbit despre René Genon și despre cartea sa Domnia Cantității și Semnele Vremurilor, o carte publicată în colecția Filosofia Perennis în traducerea domnului Teodoru Ghiondea. Îi mulțumim încă o dată domnului profesor Victor Iliescu, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise cu acest ultim mesaj de a citi cărțile lui René Genon și mai ales uitați noutățile editoriale publicate în colecția Filosofia Perennis. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! Revedere!